românii plătesc o ciocolată și primesc altceva. Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România a făcut un studiu comparativ pe piața ciocolatei și a constatat că la noi există produse care conțin doar 8% cacao. Asta în condițiile în care normele Uniunii Europene impun un conținut de cacao de minimum 43% pentru ciocolată. O bună informare și o atenție sporită vă pot ține departe de capcanele comerțului, avertizează asociația. Toate produsele trebuie să fie etichetate, iar informațiile să fie în limba română. Fiecare consumator ar trebui să aibă exercițiul de a se uita pe etichetă, să vadă dacă eticheta este în limba română, în primul rând, să se uite la termenul de valabilitate și să fie sigur că ceea ce dorește să cumpere și ceea ce s-a hotărât să cumpere este și se regăsește în respectivul produs. Referitor la testul care l-am făcut ca mai mult studiu în domeniul ciocolatei, practic am achiziționat de pe piață din fiecare magazine toate produsele care se regăsesc pe piața românească ca și sau sub denumirea de ciocolată. Iar în următoarele săptămâni vom realiza și un test în laborator ca să vedem dacă se găsesc în respectivele produse și alte tipuri sau alte substanțe decât cele înscrise pe etichetă sau dacă ceea ce scrie pe etichetă este în conformitate cu ceea ce se regăsește în produsul respectiv. Toate produsele alimentare conțin euri. Nu atât eurile afectează sănătatea, cât cantitatea de euri care ajunge în corp. Referitor la primul studiu în care am comparat practic eticheta și am văzut numărul de euri, cantitatea de zahăr care se regăsește, cantitatea de conservanți sau alte produse care se regăsesc în produsele tip ciocolată, am ajuns la practic o concluzie prin care sunt destul de multe produse care conțin foarte multe euri, ca și numeric, într-un singur produs. E adevărat că majoritatea eurilor care sunt conținute în acest tip de produs nu produc efecte majore, să spunem, prin consumarea acestor produse, cu toate că anumite euri sunt interzise sau nerecomandate minorilor, copiilor în general, și sunt, totuși prezumăm că acest tip de produse dulci, până la urmă, sunt în special destinate copiilor, minorilor, poate și adulților chiar. Important este să avem grijă și să știm că fiecare substanță de pe acest pământ, într-o anumită cantitate, este aliment, într-o altă cantitate este medicament și într-o altă cantitate este o travă. Credem că cel mai important lucru este ca fiecare consumator să știe că orice consum în exces ar putea să dăuneze. Prin acest mesaj încercăm să tragem atenția și a numericului de euri, fiindcă sunt 7, 8, 11 euri într-un singur produs, ceea ce prin combinația tuturor euri poate să aibă anumite efecte datorită faptului că o anumită cantitate dintr-un anumit tip de E pentru o zi și dacă am mâncat o ciocolată, am mai băut și o băutură răcoritoare, mai mâncăm și la un fast food, mai mergem și luăm și o brânză topită, mai luăm și o conservă de ceva în decursul a 24 de ore, deja cantitatea dintr-un anumit tip de E care se regăsește în diferite produse, că nu eurile din ciocolată nu se regăsesc, să spunem, în conservă sau din... Ba da, se regăsesc acidul citric sau acid a diferitele tipuri de... se găsesc inclusiv în pâine. Și atunci trebuie să avem grijă până la urmă la ce consumăm, fiindcă de multe ori în autoturism băgăm un carburant de bună calitate, dar noi nu băgăm carburant totdeauna și nu suntem atenți la ceea ce băgăm. Iar dacă se strică o piesă la noi ca și organism, este destul de greu să o înlocuim sau să o reparăm. Ce înseamnă euri în exces putem afla foarte ușor. Avem un modul care este pentru toată lumea și pentru telefonul mobil, se numește un portal e.onoatitudine.ro, în care fiecare cetățean poate să vadă fiecare tip de E, să-l înțeleagă și acolo vine cantitatea minimă sau maximă de euri care poate să o ingereze în decurs de 24 de ore. Ce înseamnă minimul, ce înseamnă maximul? De exemplu, în domeniul anumitor tipuri de euri, un consum, să spunem, în exces poate să însemne de la 5 mg pe zi. Și atunci, dacă avem grijă că într-un anumit produs un miligram, în altul șapte, în altul, să ne putem da seama pe anumite teme. Totodată, în România, de câțiva ani buni, se regăsesc pe foarte multe produse informațiile nutriționale, doza zilnică recomandată sau cantitatea zilnică estimată, depinde de terminologia adoptată de fiecare producător și trebuie și acolo să avem grijă. Niciodată noi nu am spus că un produs fast food sau o băutură răcoritoare este nocivă, dar trebuie să avem grijă, uitându-ne, să spunem, pe un pahar de X băutură răcoritoare sau X fast food, ne putem da seama că din cantitatea zilnică estimată, să spunem, de sare sau euri sau zaharuri, am cam terminat mâncând o ciocolată, să spunem, dintr-unul dintre acele tipuri, cam tot ceea ce însemna zahărul pe ziua respectivă, ceea ce înseamnă că nu putem să bem niciun ceai cu zahăr, nu putem să mai bem nicio băutură răcoritoare care conține zaharuri, nu putem bea nicio cafea, fiindcă practic am consumat teoretic
tot ceea ce însemna, să spunem, cantitatea care era maximă, care o puteam ingera. Tot ceea ce înseamnă în plus, înseamnă kilograme în plus, înseamnă probleme, să spunem, circulatorii, înseamnă probleme de sănătate până la urmă. Există o directivă europeană care reglementează cât se poate de clar câtă cacao trebuie să conțină atât produsele din cacao, cât și cele de ciocolată destinate consumului populației. Comisia Europeană, prin directiva 2000/36 a Parlamentului European din 23 iunie 2000, stabilește foarte clar ce înseamnă un produs pe care se poate pune această denumire de ciocolată, prin conținutul minim de cacao care trebuie să existe într-un astfel de produs, pe diferite paliere, ciocolată, ciocolată cu lapte, sau sunt și diferite produse în care sunt cu diferite, nu știu, fructe, creme de ceva, și atunci există practic un pat de ciocolată pe care producătorul respectiv vine în cadrul produsului cu diferite ingrediente, creme și alte lucruri. Conținuturile minime de cacao care trebuie să existe în astfel de produse care se regăsesc pe piață, Parlamentul European a stabilit ca pentru cele care apare cuvântul ciocolată, fără a avea alt tip de ingrediente, minimul de cacao în totalul substanței din respectivul produs trebuie să fie de 43% și trebuie să ne uităm de fiecare dată pe etichetă să vedem exact ceea ce înseamnă. Pentru cele care sunt ciocolată cu lapte și cu diferite derivații, 30%, iar pentru cele care au doar un pat de ciocolată și pe care vin diferite creme, 16%. Din ceea ce am descoperit din punct de vedere al informațiilor care se regăsesc pe etichetă, nu din punct de vedere al analizelor care vor urma în laborator, am găsit și și produse care au doar 8% substanță de cacao, practic, în produsul respectiv. Mesajul pe care încercăm noi să-l transmitem prin acest tip de studii este că consumatorul să poată să aibă o informare independentă și să aibă, să spunem, o viziune concretă asupra tuturor produselor dintr-o anumită gamă care se regăsesc pe piața românească. Care ciocolată e mai bună? Cea din Elveția sau din Belgia? Un alt studiu ne va da informații și despre calitatea ciocolatei din alte țări. Foarte multe produse care s-au regăsit în acest studiu sunt produse de import. Sunt și unele produse în România. În cadrul proiectelor pe care le avem cu colegii din țările Uniunii Europene, în săptămânile următoare și ei au făcut în fiecare țară, vom face și o comparație între produsele după aceleași branduri pe fiecare țară membra Uniunii Europene, în toate cele 27 de țări, ca să punem consumatorului, poate nu neapărat ca și informație dacă mai bune sunt în România sau mai bune sunt în, nu știu, în Ungaria sau în Germania, ci în calitate de cetățean în cadrul acestei mobilități europene, care a tot turiști, merg la muncă, să poată să aibă această informație pentru fiecare țară membra Uniunii Europene. Este în interesul consumatorilor să se informeze personal și să nu creadă orbește în reclame. Să aibă grijă și să nu fie influențat de multe ori de anumite tipuri de mesaje la limita, să spunem, a, nu știu dacă e chiar a legalității, dar la limita, să spunem, mesajului și deontologiei profesionale în care apare cel mai bun, cel mai ieftin, recomandat de, votat de. Să ne mai uităm la anumite lucruri când apar, nu știu, votat de nu știu cine, ca produsul cel mai extraordinar, și dacă ne uităm puțin mai atent sau încercăm să studiem și să ne intrăm pe site-ul respectiv, să cerem informații referitoare la acel produs, vedem că a fost, nu știu, votat de 50 sau 70 sau 600 de clienți, asta nu înseamnă că produsul respectiv probabil a adunat. Și atunci, de multe ori, consumatorul poate să fie derutat sau să fie, până la urmă, chiar înșelat în alegerea pe care dorește să o facă. Când vedeți că ați cumpărat un produs necorespunzător, este bine să reclamați acest fapt. Sesizarea este binevenită. Să fie atenți când cumpără un produs, să aibă grijă la etichetă și ceea ce este cel mai important, să facă o sesizare de fiecare dată când au o problemă. Avem această posibilitate, o pot face și online direct pe site-ul www.protecțiaconsumatorilor.ro. Avem o adresă de e-mail, reclamatia@protecțiaconsumatorilor.ro, telefonic, pe fax. Important este cetățeanul să înțeleagă că poate, trebuie și e foarte important să ia atitudine, fiindcă făcând o reclamație nu-și rezolvă doar problema lui, ci și a tuturor consumatorilor care vin după el. Este o problemă de atitudine, este o problemă de civism până la urmă și până la urmă sunt banii noștri. De fiecare dată noi când plătim și cumpărăm un produs care e neconform sau care nu e la așteptările pe care le-am avut noi, până la urmă ne-am bătut joc de munca noastră, de orele pe care le-am petrecut și după ce că avem salarii destul de mici raportate la Uniunea Europeană, muncim destul de mult totuși, ne mai batem joc și de banii pe care i-am câștigat. Pofta de dulce poate fi satisfăcută mâncând puțin și bun. Să înțelegem?